În perioada 16-22 ianuarie, Cinema Dacia propune noi surprize pentru cinefili. În fiecare zi, de la ora 14 și de la ora 20, aveți producția Hacker, un film românesc despre două generații, părinți și copii. Obiceiurile, mentalitățile și convingerile celor mari sunt date la o parte de mersul trepidant al societății românești. Copiii au alte modele, o lume plină de agresivitate, lipsită de scrupule și în care guvernează doar banul. Mergând pe ideea inadecvării celor tineri la lumea în care trăiesc, în continuarea filmului Marfa și banii, scenariștii descoperă dimensiunile dramatice ale acestei inadecvări, consecințele uneori irreversibile ale încercării pactului cu lumea. Ora 17:30 a fiecărei zile aduce la Cinema Dacia Buzău producția Water Diviner, Promisiunea, o dramă a celebrului Russell Crowe în deșertul australian, acolo unde acesta devine celebru pentru modul în care găsește apa. Visul lui Connor este să-și crească bine cei trei fii, iar viața lui este distrusă când, trimiși pe frontul de la Gallipoli, băieții nu mai dau niciun semn. Connor va călători în Turcia pentru a descoperi ce s-a întâmplat, dar rămâne de văzut dacă își va mai găsi ființele cele mai dragi în viață. Și asta nu e tot, în fiecare zi de la ora 12, iar în weekend pe 17 și 18 ianuarie și de la ora 10, Cinema Dacia va pregăti o animație specială, Asterisc Domeniul Zeilor, dublată în varianta 3D. Pentru a viziona producțiile ce vor rula în următoarea săptămână la Cinema Dacia din Buzău, cinefilii vor plăti un bilet de doar 15 lei.